Artrita reumatoidă este una dintre afecțiunile care de cele mai multe ori modifică fundamental calitatea vieții bolnavilor. Artrita reumatoidă este cea mai frecventă afecțiune reumatică. Aproximativ 1% din populația generală prezintă această boală, fie că este vorba despre femei, bărbați sau copii. Vârsta cea mai obișnuită la care poate să apară începutul, debutul ei, este după 30-40 de ani, iar sexul feminin este cu o frecvență mai mare afectat, comparativ cam 3 femei față de un bărbat. Artrita reumatoidă este considerată în lumea modernă, după accidentele de circulație, ca fiind boala care induce cel mai mare grad de handicap locomotor. Această informație aduce în prim plan severitatea acestei boli, precum și nevoia de a o recunoaște la timp și de a o trata în mod corect. În cazul în care pacientul constată că prezintă dureri la nivelul încheieturilor mici, de exemplu la ambele mâini, sau o stare generală de oboseală, fără să existe o explicație evidentă pentru acest fenomen, toate aceste lucruri, care deși nu sunt specifice, sunt semnele unei artrite reumatoide aflate la debutul ei. Examinarea clinică este extrem de importantă, ea trebuie făcută de un specialist reumatolog, care alături de examinarea clinică va folosi o serie de investigații de laborator și de asemenea poate să folosească metode de imagistică, fie clasice, cum este radiologia, fie moderne, cum este ecografia articulară. Din nou, medicina modernă este în momentul de față capabilă să folosească o serie întreagă de medicații extrem de variate, de la unele chimice simple, mergând până la substanțe foarte complexe numite terapii biologice, care pot să controleze în condiții satisfăcătoare evoluția acestei boli. Extrem de important este momentul când începe tratamentul. Cu cât acest lucru se face mai aproape de debutul bolii, cu atât rezultatele pe termen lung sunt cu certitudine mai bune. Eu sufăr de poliartrită de la vârsta de 11 ani, atunci au apărut primele semne. Pacienta, de când a început tratamentul biologic, se simte foarte bine. Medicina actuală vorbește despre profilaxie sau prevenirea bolilor. Acest lucru este posibil inclusiv pentru artrita reumatoidă în condițiile în care vorbim despre profilaxia secundară sau diagnosticul precoce al bolii. În asta constă, de fapt, capacitatea de a o preveni. Nu prevenim apariția bolii, dar prevenim evoluția ei și prevenim apariția complicațiilor.